Autoritățile județului nu s-au lăsat fără să aducă artiști de talie mondială pe scena suceveană după ce Smochy a anunțat că nu mai ajunge la Suceava. Așa că președintele Consiliului Județean a anunțat că de Ziua Națională a României pe scenă va urca celebra cântăreață Sandra. Aleșii județului au pregătit pentru 1 decembrie un program amplu care va începe la ora 10 cu o ceremonie militară și religioasă și depunere de coroane la Monumentul Eroilor din Cimitirul Pacea. Începând cu ora 11 va avea loc parada militară, iar de la ora 14 pe scena din centrul Suceava vor începe spectacole de muzică populară susținute de formații și interpreți din mai multe zone ale județului. Tot pe 1 decembrie de la ora 18, primarul Sucevei Ion Lungu va aprinde bradul de Crăciun, care deja a fost instalat și ornat pe esplanada Casei de Cultură, după care va urma ceremonia de retragere cu torția militarilor. Pe scena specială amplasată în centrul Sucevei vor mai concerta trupa Hara și celebra formație disco de origine germană, Saragossa Band. Astfel, principalele spectacole vor începe la ora 18 cu trupa Hara, după care de la ora 19 va avea loc recitalul trupei Saragossa Band. Concertul Sandrei va începe de la ora 20. Tot aia e, tot aia e, număr ani, număr bani, nu văd clipele. Tot aia, tot aia e. Pentru că deja fusese semnat contractul cu firma Brostage din Milano, iar Smochy își anulase concertul la Suceava, autoritățile au căutat soluții și artiști de rezervă. Astfel că sucevenii originari din Broșteni, care și-au înființat o firmă în Milano, pentru ridicarea unor scene impecabile s-au apucat deja de lucru. Pe scene ridicate de ei au urcat nume mari cum ar fi Madonna, Enrique Iglesias sau Elton John.